La nivel național s-a înregistrat o scădere cu 3,2% a infracțiunilor sesizate, iar pentru prima dată în ultimii 5 ani, criminalitatea de natură judiciară, precum și cea comisă în mediul rural, a scăzut sub valoarea înregistrată în anul 2011, respectiv cu 8,1% și 4,45% față de perioada similară a anului 2012. Astfel, s-a înregistrat o scădere cu 13,14% a infracțiunilor contra persoanei și cu 28,41% a infracțiunilor de tâlhărie comise în stradă. Au fost constatate cu 11,10% mai multe infracțiuni de evaziune fiscală. În urma activităților preventive desfășurate, 78,29% dintre infracțiunile depistate au fost surprinse în flagrant delict. La infracțiunile contra patrimoniului se constată o scădere cu 4,41%. De menționat este faptul că furturile din locuințe au scăzut cu 8,51%, furturile de auto au scăzut cu 24,47%, cele de animale cu 15,98%. În ceea ce privește mica criminalitate, infracțiunile de furt din buzunare, poșete, genți sunt mai puține cu 7,47%, iar cele de furt din auto au scăzut cu 11,27%. Au scăzut cu 24,66% și infracțiunile de tâlhărie, iar numărul celor prin smulgere de obiecte a scăzut cu 27,21%. Avem cifre mai mici și în cazul infracțiunilor grave comise cu violență, de 6,16%. Astfel, infracțiunile de omor au scăzut cu 14,72%, infracțiunile de tentativă de omor cu 9,62%, iar cele de vătămare corporală cu 5,07%. Din punct de vedere al riscului rutier, continuă trendul descendent la toți indicatorii. Respectiv, numărul accidentelor grave scade cu 10,4%, numărul persoanelor decedate scade cu 11,4%, iar numărul persoanelor rănite grav scade cu 10,1%. În urma acțiunilor, controalelor și perchezițiilor domiciliare efectuate au fost ridicate în vederea confiscării mai multe bunuri și valori, respectiv aproximativ 1.463.000 de euro, peste 235.000 de dolari, aproape 6 kg de aur, bijuterii și alte obiecte din aur, peste 63 de kg de argint, aproximativ 27.500 de lei proveniți din operațiuni ilicite, bunuri în valoare de 292 de milioane de lei, peste 2.300 de arme și 55.000 de muniții, peste 15.000 de kilograme de exploziv, 126.000 de mercur, 64.000 de material lemnos, 433.000 de kilograme de metale feroase și peste 25.000 de kilograme de metale neferoase.